Cartea zilei se numește Minimalismul digital, de Cole Newport. Ce vei avea de câștigat? Vei afla cum să-ți iei viața înapoi de la forțele puternice ale economiei atenției. În ultimii 20 de ani, sau cam așa ceva, au existat multe semne distinctive tehnologice, dar unul care s-ar putea să nu vă vină imediat în minte este butonul like. Atunci când acest click de aprobare a debutat în 2007 pe mult uitatul agregator de fluxuri sociale FriendFeed, a fost doar o chestiune de timp până când a devenit o caracteristică standard pe fiecare platformă de socializare care a urmat. La urma urmei, această funcție simplă și notificările nesfârșite pe care le generează reprezintă o modalitate excelentă de a colecta toate datele despre preferințele și comportamentele noastre și de a menține utilizatorii dependenți. Nu este de mirare că oamenii încep în sfârșit să se împotrivească față de social media și să recunoască faptul că aceste tehnologii pot face mai mult rău decât bine. Într-adevăr, o producție constantă de cercetări ne-a deschis ochii asupra numeroaselor efecte negative legate de social media și de smartphone-uri. În această carte, profesorul Cole Newport a realizat propriul experiment. 1600 de voluntari au urmat liniile sale directoare pentru o lună de sabat tehnologic, oferindu-i un feedback valoros. Rezultatul acestui studiu este minimalismul digital, o modalitate de a face un pas înapoi în fața asaltului de distracții digitale și de a găsi un mod de viață mai satisfăcător și mai plin de satisfacții față de aceste distrageri. În acest rezumat, veți afla cum social media este ca Big Tobacco, cum vă pot ajuta comunitățile Amish să vă folosiți mai bine smartphone-ul și cum atenția ta a devenit mai valoroasă decât petrolul. În 2016, revista New York Magazine a publicat un articol al popularului scriitor Andrew Sullivan. În 7.000 de cuvinte, autorul a descris modul în care asaltul constant de știri, imagini și pălăvrăgeală online l-a distrus, l-a rupt în cele din urmă. Există o mare probabilitate să fiți familiarizați cu simptomele despre care scria Sullivan, nevoia constantă de a scoate smartphone-ul și de a vă verifica mesajele, e-mail-urile sau fluxurile de socializare, senzația ciudată de plictiseală sau unui moment în care nu folosiți media digitală. Cum am ajuns aici? Un lucru important de realizat este că tehnologia aflată în centrul acestei probleme nu a fost niciodată destinată să fie folosită în modul în care este acum. Când primul smartphone, iPhone, a debutat în 2007, Steve Jobs a prezentat dispozitivul ca fiind cel mai bun iPod din toate timpurile. Era o modalitate interesantă de a efectua apeluri telefonice și în același timp de a-ți asculta muzica. Potrivit lui Andy Grignan, un inginer Apple care a participat la primul proiect iPhone, Jobs a respins ideea ca iPhone să devină o platformă pentru aplicații terțe și jocuri. În ceea ce privește Facebook, este binecunoscut faptul că în 2004 Facebook era considerat o noutate inteligentă, o modalitate de a afla mai multe despre un prieten al unui prieten și nu o sursă majoră de știri sau chiar o pierdere de timp populară. Pentru majoritatea studenților din 2004, jocul de strategie pe calculator Snoot era mult mai popular decât Facebook. Așadar, atunci când oamenii au adus pentru prima dată iPhone-urile și Facebook în viața lor, nu se înscriau pentru ceva la care să petreacă ore întregi în fiecare zi. Această latură periculoasă și care creează dependență a tehnologiei este ceva ce s-a stricolat pe lângă noi, datorită muncii foarte intenționate a inginerilor de social media. Într-un episod din 2017 al talk show-ului Real Time de la HBO, Bill Maher s-a referit la magnații social media ca fiind noul mare tutun, Big Tobacco, care vând produse concepute pentru a crea cât mai multă dependență. Într-adevăr, s-a scris mult despre tacticile folosite pentru a ne atrage și a ne păstra atenția, inclusiv despre modul în care unele companii de tehnologie profită de dorința naturală a omului de a obține aprobarea socială. Una dintre cele mai importante evoluții a avut loc în 2009, când Facebook a introdus butonul degetul mare în sus, o variantă a butonului like din FriendFeed. Acum, atunci când cineva posta ceva, devenea o experiență profund interactivă.
Câte persoane din tribul meu vor aprecia ceea ce am postat? A existat o nevoie primară de a continua să verificăm și am devenit fiind atenți la sunetele de notificare care însoțesc aceste răspunsuri. Dacă sperăm să ne protejăm împotriva minților strălucite din Silicon Valley, dornice să ne exploateze vulnerabilitățile, avem nevoie de o apărare puternică. Acesta este motivul pentru care autorul Cal Newport propune un stil de viață pe care îl numește minimalism digital. Există o mulțime de oameni care recomandă soluții rapide, cum ar fi simpla dezactivare a notificărilor de pe smartphone, dar Newport nu are încredere că aceste mici ajustări vor face o mare diferență pe termen lung. La urma urmei, autorul unui astfel de articol a declarat că a dezactivat notificările la 112 aplicații, ceea ce ridică întrebarea. Chiar ai nevoie de atât de multe aplicații, în primul rând? Apelați la minimalismul digital, care se referă la filozofia consacrată că un trai mai bun poate veni din mai puțin. Numele este în mod intenționat asemănător cu stilul de viață minimalist promovat de persoane precum autoarea Marie Kondo, care propune să lași în viața ta doar lucrurile care îți aduc bucurie. Newport aplică acest lucru la aplicațiile și mediile digitale pe care le acceptați, sugerând să vă întrebați: acest site, aplicație sau serviciu sprijină cu adevărat ceea ce prețuiesc într-un mod în care nimic altceva nu poate face? Minimalismul digital face un pas mai departe, cerându-vă să optimizați această tehnologie într-un mod care să maximizeze valoarea, reducând în același timp costul pentru timpul și energia dumneavoastră. Așadar, dacă Twitter este un lucru de care cariera dumneavoastră beneficiază în mod clar, îl puteți utiliza cu înțelepciune, stabilind în jurul său reguli intenționate care să vă permită să intrați, să faceți ceea ce trebuie făcut și să ieșiți. Tyler a fost una dintre cele 1600 de persoane care s-au înscris la experimentul autorului cu minimalismul digital. Se înscrisese la câteva platforme de socializare pentru că prețuia să rămână conectat la prieteni, la divertisment și la rețele. Dar urmând principiile minimalismului digital, și-a dat seama că beneficiile social media erau de fapt mici în comparație cu timpul pe care îl foloseau. Tyler și-a închis conturile de social media și un an mai târziu este încă încântat de schimbarea pe care minimalismul digital a adus-o în viața sa. Face mai multă mișcare, citește mai multe cărți, face voluntariat și învață să cânte la un instrument. Chiar și cu toate astea, are mai mult timp de petrecut cu familia sa și se simte mai concentrat la locul de muncă. Tyler cunoaște oameni care spun că nu pot renunța la social media, dar în acest moment el nu vede niciun motiv pentru a continua să o folosesc. Minimalismul digital se bazează pe trei principii. Dezordinea este costisitoare, optimizarea este importantă și intenționalitatea este satisfăcătoare. Primul principiu se referă la noua economie, promovată în mod faimos de Henry David Thoreau în cartea sa Walden. Practic, noua economie include costurile vieții atunci când calculează cât valorează cu adevărat un lucru. De exemplu, dacă doriți să vă cumpărați o mașină pentru a merge în oraș cu ea, în loc să mergeți pe jos, Thoreau vă reaminti că prețul pe care îl plătiți pentru mașină nu este singurul său cost, ci și timpul, stresul și efortul necesar pentru a câștiga acești bani și pentru a menține mașina în siguranță și în stare de funcționare. În cele din urmă, costul poate depăși cu mult actul sănătos de a merge pe jos în oraș. Aceeași examinare ar trebui să se aplice la fiecare bucățică de media digitală pe care o lăsați să intre în viața dumneavoastră. Întrebați-vă ce obțineți cu adevărat de pe urma ei și care sunt costurile legate de timp și atenție. Sunteți siguri că nu puteți îndeplini aceeași sarcină într-un mod diferit? Al doilea principiu se referă la un alt semn distinctiv economic, și anume legea randamentelor descrescătoare, care explică de ce nu putem continua să adăugăm lucruri și să ne așteptăm la îmbunătățiri continue. De exemplu, dacă producem mașini, primii muncitori pe care îi adăugăm vor crește producția, dar în cele din urmă vom ajunge la un punct în care linia de asamblare nu va mai putea face față presiunii. Muncitorii se ciocnesc unii de alții, iar lucrurile încep să încetinească. Să spunem că în loc să fabricați mașini
doriți să vă informați despre evenimentele curente. Trecerea de la zero la două site-uri de știri va fi o mare îmbunătățire. Dar dacă înghesuiți un feed de social media cu zeci de surse diferite, acesta va deveni o distragere nesfârșită și de neînțeles. În loc să adăugați surse, trebuie să vă optimizați instrumentele. De exemplu, poate că aplicația Instapaper ar funcționa mai bine decât social media. Această aplicație vă permite să colectați articole interesante pe parcursul săptămânii și să le citiți în weekend, fără reclame. Pentru cel de-al treilea principiu, să ne uităm la modul de viață Amish. Oamenii îi confundă adesea pe Amish cu cei care sunt anti-tehnologie, dar în realitate nu este atât de simplu. Amish nu resping tehnologia fără să o testeze și să o pună la îndoială mai întâi. Uneori, ca în cazul unei freze de ultimă generație, o folosesc cu plăcere. Cu toate acestea, dacă nu susține valorile lor fundamentale de familie și comunitate, aceasta va fi interzisă. Ar trebui să aplicați aceeași abordare bazată pe valori pentru fiecare instrument pe care îl utilizați. Este cu adevărat benefică și vă sprijină valorile și ceea ce încercați să faceți sau vă este mai bine fără ea? Dacă principiile minimalismului digital sună bine, atunci modalitatea de a începe este de a trece prin 30 de zile de ordonare digitală. Este important să recunoașteți că aceasta nu este o perioadă de dezintoxicare digitală, deoarece o dezintoxicare implică faptul că după aceea veți reveni la obiceiurile obișnuite. Această perioadă este despre oprirea a ceea ce ați făcut pentru a lua în considerare o nouă cale de urmat. Ținând cont de acest lucru, timp de 30 de zile, planificați să tăiați din viața dumneavoastră toate tehnologiile neesențiale. Acest lucru înseamnă orice de care nu aveți neapărat nevoie pentru a continua să lucrați și să funcționați zi de zi. La început s-ar putea să vă simțiți deprimat când vă dați seama câte obiceiuri de dependență ați dezvoltat. Dar majoritatea persoanelor din experimentul de 1600 de persoane din Newport au declarat că au uitat repede de smartphone sau de orice aplicație pe care o deschideau din reflex. Atunci când identificați ce este și ce nu este esențial, nu confundați comoditatea cu necesitatea. S-ar putea să credeți că veți deteriora iremediabil o relație dacă renunțați la Facebook, dar s-ar putea să descoperiți că, fără social media, veți consolida de fapt relația prin faptul că veți suna persoana respectivă, vă veți întâlni cu ea și veți vorbi mai des. Cealaltă sarcină în această perioadă este să priviți în interiorul dumneavoastră și să înțelegeți ce este cu adevărat important, care sunt interesele, lucrurile pe care le apreciezi în viață și pe care îți place să le faci în afara World Wide Web-ului. Acest lucru este important, deoarece următorul pas se referă la găsirea a ceva care să umple golul creat de absența rețelelor sociale și a noilor tehnologii. După aceste 30 de zile, începe o perioadă de reintroducere atent gândită. Aceasta presupune să vă puneți 3 întrebări despre orice tehnologie pe care vă gândiți să o păstrați în viața dumneavoastră. Prima întrebare este: sprijină această tehnologie ceva la care țin foarte mult? Dacă da, treceți la a doua întrebare. Este cel mai bun mod de a susține această valoare? Instagram poate sprijini valoarea de a păstra legătura cu rudele îndepărtate, dar sunându-le pe Skype în fiecare duminică poate fi o modalitate mult mai semnificativă de a face acest lucru. De fapt, majoritatea oamenilor consideră că social media nu trece acest proces de selecție. Dar dacă ceva trece de primele două întrebări, este timpul pentru întrebarea finală. Cum pot utiliza acest instrument într-un mod care să maximizeze beneficiile și să minimalizeze răul pe care îl provoacă? Un minimalist digital nu doar folosește sau nu folosește ceva. Dacă folosește Twitter, probabil că nu îl folosește pe telefon. Îl folosește o dată sau de două ori pe săptămână și urmărește doar persoane semnificative cu care n-ar putea intra în contact altfel. Problema cu o mulțime de trucuri de viață și de soluții rapide este că acestea nu vă pregătesc pentru o schimbare durabilă. Ele vă pot determina să începeți un nou obicei sănătos, dar odată ce vă loviți de un obstacol sau vă confruntați cu o problemă, este prea ușor să renunțați și să spuneți că soluția nu a ținut.
Acesta este motivul pentru care minimalismul digital are o varietate de practici recomandate care se aliniază cu stilul de viață și care s-au dovedit a avea tipul de valoare semnificativă și plină de satisfacții care lipsește din multe activități bazate pe digital. Prima recomandare este singurătatea, un bun valoros pe care noile tehnologii îl răpesc adesea. Dacă v-ați născut înainte de mijlocul anilor 80, probabil că aveți amintiri clare ale vieții dinaintea smartphone-ului. Dar persoanele născute între 1995 și 2012 au crescut în esență cu smartphone-uri. Iar acum petrec în medie 9 ore pe zi pe aceste dispozitive. Jean Twenge, cercetătorul generațional de renume mondial, a observat o creștere șocantă a problemelor de sănătate psihologică în cazul acestui grup supranumit iGen, cu un procent mai mare de depresie, sinucidere, tulburări alimentare, dor de casă și mai ales anxietate. Un alt termen pentru ceea ce suferă iGen este privarea de singurătate, o lipsă de timp departe de ecrane și de aportul surselor exterioare, care este crucial pentru procesarea emoțiilor, reflectarea asupra relațiilor și a ceea ce este important în viață și pentru a da creierului o șansă de a găsi o claritate calmă. Partea bună este că singurătatea este ușor de găsit. Ea poate fi experimentată într-o cafenea aglomerată sau într-un tren, în atâta timp cât ești liber să fii cu gândurile tale și numai cu ele. Așadar, data viitoare, când ieși în oraș, încearcă să-ți lași telefonul acasă. Dacă îți amintești de zilele de dinainte a smartphone-urilor, știți că nu este un lucru periculos sau nebunesc de făcut. Cu toate astea, dacă ești îngrijorat de o urgență, poți face un compromis, punându-l doar pe două mașinii sau într-un loc unde nu este ușor accesibil. De asemenea, plimbările lungi sunt o sursă clasică de singurătate. Mulți dintre marii gânditori din istorie lăudându-i virtuții. Thoreau a fost probabil cel mai mare campion al acesteia, dar Arthur Rimbaud, Jean-Jacques Rousseau și Friedrich Nietzsche au considerat de asemenea că plimbările au fost sursa de inspirație pentru cele mai bune idei ale lor. Bineînțeles, acest lucru trebuie făcut fără căști sau un ecran la vedere. Ne-am petrecut mii de ani dezvoltând un creier care are o rețea complexă de neuroni, cu scopul de a procesa o viață socială complexă. Este de la sine înțeles că acest creier nu s-ar mulțumi cu emoticoane și hashtag-uri. Prin urmare, poate că nu este o surpriză faptul că, potrivit jurnalului american de medicină preventivă, cu cât petrecem mai mult timp cu rețelele sociale, cu atât este mai probabil să ne simțim singuri. Așadar, următoarea practică minimalistă digitală recomandată este să nu mai dai click pe like. De fapt, nici măcar să nu lași vreun comentariu superficial de genul atât de mișto sau îmi place. Nu vă păcăliți pe voi înșivă sau pe altcineva să credeți că acestea sunt interacțiuni umane semnificative sau o alternativă validă la o conversație reală, pentru că nu sunt. În schimb, păstrați tăcerea și păstrați-ți comentariile pentru data viitoare când îți sun prietenul sau te întâlnești cu el pentru tipul de conversație față către față pe care suntem construiți să o găsim satisfăcătoare. Dacă vă faceți griji că prietenii dumneavoastră vor considera această tăcere din social media deranjantă, spuneți-le pur și simplu că vă retrageți din acest tip de interacțiuni. Și nu uitați, dacă vizitați un prieten și aduceți ceva de mâncare, va însemna mai mult decât 100 de like-uri. Realitatea este că mai puține social media echivalează o viață socială mai bună. Acest lucru se datorează faptului că vei fi mai predispus să te întâlnești și să vorbești efectiv cu oameni. Același lucru este valabil și pentru texte, mesaje și e-mail-uri. Un apel telefonic real este mai satisfăcător pentru nevoile noastre sociale decât orice număr de emoticoane. Desigur, textele sunt extrem de utile atunci când întârzi la o întâlnire sau ai nevoie de o confirmare rapidă. Dar atunci când devine mijlocul tău standard de comunicare, îți poate crește nivelul de singurătate. Un director din Silicon Valley a venit cu o practică destul de utilă pe care o puteți începe, și anume să stabiliți ore regulate de conversație. El le spune tuturor că în orice zi a săptămânii la ora 17:30 îl pot suna pentru a discuta orice. Aceasta este o modalitate eficientă de a descuraja intrarea într-un schimb de replici prelungite pe bază de text, deoarece el răspunde adesea prin scrisori spunând: hai să discutăm despre asta, sunați în orice zi la ora 17:30. Acest lucru nu se aplică doar la apelurile telefonice de asemenea.
puteți avea o invitație permanentă de a vă întâlni la cafeneaua dumneavoastră preferată, sâmbătă dimineața, la ora 11, de exemplu. Indiferent ce preferați, doar promovați conversațiile reale și veți fi fericit că ați făcut. Nu ar trebui să subestimați valoarea timpului liber de calitate. După cum a subliniat legendarul filozof Aristotel, pentru a trăi o viață bună, trebuie să ai timpul liber necesar pentru o contemplare profundă, fără alt motiv decât acela de a te bucura de activitatea în sine. După cum elaborează expertul în Aristotel, Kieran Setia, activitățile care oferă o sursă de bucurie interioară sunt vitale pentru o viață satisfăcătoare. Autorul numește aceste activități petrecerea timpului liber de înaltă calitate, în timp ce numește distragerile digitale, cum ar fi social media și chefurile distractive de joasă calitate. Prin urmare, unul dintre scopurile minimalismului digital este de a face mai mult loc pentru cele de înaltă calitate, limitând în mod intenționat timpul de slabă calitate. Analizând ce anume face o activitate să fie de înaltă calitate, autorul a constatat că hobby-urile care necesită un efort intens sunt adesea printre cele mai satisfăcătoare. Acest lucru poate părea obositor la început, dar așa cum a remarcat cândva influentul scriitor britanic Arnold Bennett, cu cât depuneți mai mult efort în activitățile de petrecere a timpului liber, cu atât veți fi răsplătit cu mai multă satisfacție și chiar veți ieși de acolo cu un sentiment de energie. Implicarea fizică, obiecte reale, tridimensionale, este de asemenea esențială, după cum subliniază Gary Rogowski în cartea sa Craftsman. Ca atare, este puțin probabil că a apăca degetul într-un ecran mic să fie vreodată o activitate umană cu adevărat satisfăcătoare sau plină de satisfacție. Acesta este motivul pentru care una dintre lecțiile de agrement ale minimalismului digital este de a se implica în lumea fizică prin aplicarea abilităților și prin munca de a crea lucruri de valoare. Iar pentru aceasta, tehnologia poate fi un mare ajutor. Cu abundența de tutoriale de pe YouTube, puteți petrece cu ușurință în weekend, plin de satisfacții, fie construindu-vă propria chestiune din lemn, fie învățând câteva tehnici de bază pentru a deveni un tâmplar de weekend. De asemenea, ați putea să vă stabiliți obiective de petrecere a timpului liber, cum ar fi să învățați părțile de chitară la 5 cântece la timp pentru un mini-concert la grătarul de duminică al unui prieten peste 3 săptămâni. Termenele limite de acest fel sunt excelente pentru a menține un impuls de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că nu cedați tentațiilor care vă ucid weekendul de petrecerea timpului liber de slabă calitate, cel mai bun plan nu este să renunțați la tot, ci mai degrabă să programați aceste activități pentru anumite momente. Încetarea de la zero se poate întoarce cu ușurință împotriva dumneavoastră și poate duce la o recidivă a vechilor tipare comportamentale, așa că începeți prin a reprograma bucățile izolate de timp de calitate scăzută seara și în weekend, în timp ce restul timpului liber îl acordați activităților de înaltă calitate. Sunt 6 să simțiți diferența de calitate, iar distragerile digitale vor deveni treptat mai puțin îngrijorătoare. Mesajul cheie din acest rezumat: minimalismul digital este un mod de viață care încearcă să răspundă la pericolele emergente ale peisajului media digital de astăzi. O cantitate tot mai mare de date contribuie la două realități. Faptul că întreprinderile din economia atenției își fac în mod intenționat produsele să creeze dependență și că expunerea sporită la aceste produse este dăunătoare pentru sănătatea noastră. Este de bun simț să reexaminăm relația noastră cu aceste servicii și cu smartphone-urile noastre în general. Urmând metodele și principiile minimalismului digital, putem să ne recuperăm atenția și să obținem un sentiment sporit de satisfacție în viață.